Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Ne așteaptă o nouă zi împreună, suntem la jumătatea săptămânii de lucru, cum îi place lui Valentin să spună. Neața. Bună dimineața, George. Astăzi ce zi este? Este miercuri. Este miercuri. Și este ziua puțin în care transmitem un călduros la mulți ani producătoarei noastre Aura. La mulți ani! La mulți ani, Aura, la mulți ani. Multă, multă sănătate. Aura este tot timpul în spatele nostru acolo, da. Și ne ține așa ca o mamă, ne ține să nu mai facem prostii. Publicitate, am călcat deja timpul și noi încă mai stăm acolo și putem să închidem subiectele. Laura da, ne suportă și noi o iubim și o respectăm pentru tot ceea ce este și ne bucurăm. Eu de 3 ani de prezență eu în viața mea. Eu de 1 jumate spre 2. Uh-huh. Nu, mai am până la 2, 1 jumate. Ți-am luat înainte. S-ai emoționat de ce ne spune în cască. Și urmează să ne spună, hai cu știrile. Da, haideți, gata cu urările, haideți cu știrile, mergem mai departe. Așa că, dragilor, haideți să mergem și la știri, ca să nu o suporăm pe Aura de ziua ei. Fenomenul drogurilor în rândul elevilor a luat amploare în școli, iar aceasta nu mai este o noutate. În acest context, prefectul capitalei Rareș Hopinca a anunțat că de luni va fi împărțit chestionarul pentru părinți și elevi despre consumul de droguri. Chestionarele urmează să fie distribuite la peste 15.000 de elevi din ciclul gimnazial, dar și liceal. În cadrul conferinței susținute astăzi de prefectul municipiului București, Rareș Hopinca, au fost dezbătute mai multe teme privind consumul de droguri, în special în rândul elevilor. Chestionarul destinat atât elevilor cât și părinților va fi implementat la nivelul tuturor școlilor din capitală. Este vorba despre posibilitatea testării în anumite condiții, adică la cererea, de exemplu, a unui cadru didactic care sesizează un comportament atipic al unui elev, cu acordul prealabil al părintelui sau în prezența părintelui și în condiții stricte de confidențialitate pentru a evita cu orice preț stigmatizarea. Prefectul Rareș Hopinca a mai adăugat faptul că a doua temă a cercetării se referă la posibilitatea efectuării unor analize medicale periodice de sânge și că vor fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Nu este cu nimic mai puțin important să știe un părinte are un copil care a consumat, care consumă sau nu droguri. Aceste analize, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate, să se facă în clinici medicale, la cererea părintelui, ori de câte ori este nevoie. Liderii Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți spun că acest chestionar reprezintă primul pas pentru strategia națională de combatere a consumului de droguri. În baza strategiei naționale de combatere a consumului de droguri am făcut primii pași. Un pas este acest chestionar care pentru mine constă în sau duce către conștientizarea părinților că de existența acestui flagel. În cadrul conferinței, prefectul a mai declarat și că testarea antidrog din școli ar trebui să înceapă de la clasa a 5-a. Dezastru într-un cunoscut lanț de supermarketuri din țară, mâncare alterată și expirată, muște, rugină și mizerie cât cuprinde. Asta au găsit inspectorii în zonele de alimentație publică din celebrele magazine. Neregulile din bucătărie au pus în pericol siguranța consumatorilor și au fost sancționate pe măsură. După seria de controle din restaurante și magazine, comisarii au descins și în centrul vechi din capitală. Amenzile depășesc 800.000 de lei. Lipsa de experiență a personalului nu ar trebui să fie o scuză pentru nerespectarea regulilor de igienă, mai ales când zonele de grill ale unui lanț gigantic de supermarketuri din țara noastră ajung adevărate focare de infecție. La Baia Mare, comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar activitatea din aceste spații. Mizeria de aici întrece orice imaginație. Praf cât cuprinde, ulei ars, rugină, muște moarte, dar și produse expirate au fost descoperite de comisari în bucătărie.
Nereguli pe bandă rulantă au fost găsite și în județul Bihor. Și aici personalul are probleme mari cu igiena din zona de preparare. Spațiile frigorifice sunt pline de resturi alimentare și depuneri de mâzgă. Nici cuptoarele sau celelalte echipamente nu sunt mai curate. Mai mult, citricele puse la vânzare erau tratate cu o substanță extrem de periculoasă pentru cei ce le consumă. Riscul de intoxicații este imens în acest caz, au avertizat inspectorii alimentari care au închis toate cele 5 locații din județ, parte a giganticului lanț de supermarketuri. Vitrină, da, de neigienizată cu muște moarte. Locații diferite, probleme asemănătoare. Este concluzia celor de la OPC, care au descins și în supermarketurile din județul Hunedoara. Aici, în vitrina cu alimente, și-au făcut loc și câteva muște moarte. Zona de servire este o adevărată bombă pentru sănătate. La fel și spațiile frigorifice și cele de depozitare. Peste 160 de kg de produse alimentare au fost scoase de la vânzare. Mâncarea era fie stricată, fie alterată, cu risc major pentru sănătate. După seria de controle din restaurante și supermarketuri, rămâne de văzut care vor fi următoarele locații luate în vizor de autoritățile competente. Mamă, e teroare. E teroare. A venit și rândul operatorilor economici din centrul vechi al capitalei să fie sub lupa comisarilor de la Protecția Consumatorilor. Peste 80 de comercianți au fost controlați dacă respectă legile din domeniu. Dintre aceștia, peste 20 de operatori sunt nevoiți să-și oprească activitatea până ce vor intra în legalitate. Nu au lipsit nici amenzile, iar valoarea lor depășește 800 de mii de lei. Peste jumătate de tonă de produse alimentare au fost scoase de la comercializare de către cei de la ANPC. Marfa expirată, etichetele incomplete sau chiar absente, depozitarea necorespunzătoare a băuturilor, dar și mizeria au fost principalele probleme identificate de echipele de control. Dragilor, haideți să aflăm împreună și câteva informații despre vreme, astfel încât să nu fim luați prin surprindere de posibilele temperaturi scăzute. Haideți să aflăm mai multe de la Romina. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia! Temperaturile se mențin sub normal pentru această perioadă, dar totuși ne-a întâmpinat soarele, atmosfera este una plăcută, iar astăzi cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei. Din a doua parte a nopții va avea intensificări în zona înaltă a masivelor vestice, iar spre seară se vor mai aduna nori în partea de sud-est a teritoriului și va ploua, iar temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 11 grade, se vor atinge prin estul Transilvaniei și vor urca până la 21 de grade Celsius în partea de sud a teritoriului. Dimineața și noaptea izolată se va forma ceață. Iar în București vremea se va încălzi ușor, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine și poi mâine se menține vreme frumoasă, temperaturile cresc, astfel maximele vor urca. Mâine vor urca până la 22 de grade, iar poi mâine se vor înregistra 25 de grade Celsius în termometre. Nici minima nu va fi foarte scăzută și va coborî până la 10 grade Celsius. În mare parte va fi senin, se arată soarele, atmosfera este una plăcută, iar vântul nu va crea probleme. Rafalele vor atinge 10-15 km pe oră. Ei bine, și la munte va fi vreme frumoasă, se mai adună norii, dar nu vor fi șanse de precipitații. Iar vântul nu va sufla foarte puternic, așadar valorile termice vor fi cuprinse între 11 grade, se vor atinge în Predeal și în Ceahlău și vor urca până la 15 grade Celsius în Păltiniș. Prin aceste masive se mai arată și soarele, iar atmosfera va fi una plăcută. Atât pentru moment, ne revedem mai târziu cu noi informații despre vreme. Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem mai departe și astăzi prima dată ne oprim în lumea legii și aflăm multe informații despre antreprenoriat, să știți. Așa că vă invit să reveniți alături de noi la rubrica Pe legea mea.
Am spus să reveniți pentru că revenirea avocatei Ioana Gherghina la noi în platou este una destul de recentă. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Vreau să urez și eu la mulți ani Aurei. Am aflat că este ziua ei și doresc tot binele din lume, o fată grozavă. Mă bucur tare mult să ne revedem în această dimineață și tematic văd că e un ursuleț pe tricou, vorbind despre idei de afaceri pentru mămici. Da, pentru că sunt multe mămici care stau acasă cu copilașii și poate și-ar dori să facă ceva. Eu am copil, știi foarte bine, așa că știu cum e prima parte, e grea și nu ai timp să faci nimic, dar după ce copilul crește și te acomodezi cu ritmul și cu programul, îți rămâne timp. Uh-huh. Nu poți să mergi la un job, pentru că cel mic are nevoie de tine, dar parcă ai vrea să mai faci ceva. Și sunt multe fete care au avut curajul să înceapă. Deși pare descurajant la început, pentru că nu știi, poate tu ești pregătit într-un domeniu, dar de fapt nu știi, nu poți să-l faci de acasă. Și atunci ai vrea să faci ceva, dar nu știi ce să faci, n-ai încredere. Vreau să le spun tuturor fetelor de acasă care au copilași că se poate, că am multe povești de succes. Și că totul se rezumă de fapt la a avea o pasiune, o idee, care nu e neapărat în zona ta de pregătire profesională. Poate tu ești contabil, dau un exemplu, sau contabil poate ai putea să faci de acasă, să zicem, nu știu, ești doctor. Sunt multe fete care și-au descoperit noi pasiuni în momentul în care au stat acasă cu copilul și au văzut că, de fapt, stai, eu nu mă mai gândesc la jobul meu, eu mi-aș dori, de exemplu, să fac prăjituri. Sunt multe business-uri pe care fetele ar putea să le facă de acasă, având în vedere că este un timp limitat, o să ne rezumăm la câteva dintre ele. Prima idee ar fi să-și deschidă un blog. Uh-huh. Și când spun blog, vreau neapărat ca domnișoarele de acasă să nu înceapă afacerea cu gândul la bani. Pentru că nu o să meargă, fetelor. Deci clar nu o să meargă. Să se gândească la pasiunea lor. Dacă stăpânești foarte bine un domeniu sau dacă ai învățat, poți să împărtășești din experiența ta și să fii credibil. Dacă tu înveți ceva ca să dai mai departe pentru a obține un venit, nu o să meargă. Așadar, dacă avem o pasiune, o idee grozavă și vrem să o împărtășim sau am încercat printre prieteni și toată lumea ne ascultă și toată lumea este interesată de ceea ce noi avem de spus, blogging-ul este primul pas. Ce înseamnă să devii blogger? Înseamnă, în primul rând, să-ți construiești o comunitate și să împărtășești conținut de calitate. Mai bine postați mai rar, dar conținut valoros, decât să devină o presiune de a posta constant și atunci... Zilnic, poate de 3 ori pe zi, exact, că așa știu că folosesc algoritmii. Și atunci nu mai este conținutul de calitate și îți pierzi valoarea în comunitatea ta. Ca idei de blogging, uite, ne gândim la mămicile de acasă. De exemplu, experiența primului copil este o experiență interesantă. Toate mămicile, viitoarele mămici, ar dori să afle cum e de fapt. Pentru că nu știi când ai un copil. Analize trebuie să facem, exact. Cum arată programul de diversificare după. Da, și uite, o idee de blog ar fi, de exemplu, idei de gătit pentru copii în funcție de vârstă. Sunt alte mămici, de exemplu, care ar putea să își filmeze și să-și construiască un blog pe revenirea la silueta dinainte de naștere și exerciții fizice în sensul acesta, un program urmat și implicit traseul și fotografii sau filmări din timpul acestui journey în a reveni la silueta dinainte de naștere. Sau... de exemplu, informații foarte valoroase care oferă timp celorlalte mămici. Cum ar fi? De unde să cumpărăm diverse lucruri necesare bebelușului? Pentru că este invadat internetul de produse și timpul necesar pentru a
căuta prin noi anul ăsta de oferte și a alege acele lucruri care sunt importante și care sunt și utile, e destul de complicat. Dau un exemplu. Există foarte multe hăinuțe pentru copii. Foarte multe. Chiar râdeam zilele trecute, am fost în situația să cumpăr hăinuțe pentru un copil pe care îl ador și m-am dus în magazin, am pierdut 4 ore. Wow. Lucrurile arată grozav, sunt minunate hăinuțele, numai că nu toate cred că sunt făcute de oameni care au copii. Adică o rochiță atâtic, cu niște nesturași minusculi pe care trebuie să îi închizi, cu copilul care nu stă. Wow, da. Nu e foarte o soluție. Și atunci, chiar dacă rochița e frumoasă, degeaba nu o să o îmbraci niciodată, pentru că în momentul în care copilul o să fie chinuit de năsturaș cu năsturaș, o să se enerveze atât de tare încât nu o să știi cât mai repede să dai jos rochița respectivă. Pe când o variantă cu capse pe umăr sau cu capse foarte ușor de închis, iată, e un produs bun. Un blog care să învețe celelalte mămici tricuri de genul acesta, eu cred că ar fi de succes, de exemplu. Mai mult decât atât, în momentul în care ți-ai construit o comunitate, poți să devii chiar un trainer. Și așa ajungem la următoarea idee. Și așa ajungem la următoarea idee, aceea de a ține cursuri online. Când sunt cursuri online, uite, mă refer, de exemplu, la un curs de gătit, sau la un curs de sport, sau la un curs de parenting. Sau chiar croitorie, să punem noi capsele la hăinuțele pe care le preferăm. Exact. Veniturile nu vor întârzia să apară, pentru că din blogging, deși în teorie ai crede că postezi conținut pe internet și nu prea ai cum să câștigi monetizezi. La final, veniturile apar, pentru că în momentul în care construiești o comunitate, tu tragi după tine mulți oameni și brandurile sunt interesate tocmai de mulți oameni care ar putea să urmeze sfaturile tale și să achiziționeze produsele promovate de către tine. Acest lucru se plătește. Evident, în momentul în care începi să câștigi bani din această afacere, sfătuiesc pe toată lumea să o facă în formele legale, pentru că există foarte multe persoane care nici măcar nu știu că ar trebui să desfășoare această activitate într-o formă legală și asta înseamnă în România să-ți faci un PFA sau să-ți faci o micro-întreprindere. Pentru că desfășurarea de activități și obținerea de venituri fără plata taxelor către stat este faptă penală, se numește evaziune fiscală și se pedepsește. Așadar, putem să facem cursuri, da? Mai putem, de exemplu, dacă ne dorim să producem anumite lucruri, să producem bentițe, cordeluțe, tot felul de chestiuni care necesită manualitate și care sunt foarte apreciate tocmai prin acest caracter așa numitul handmade. Toată lumea își dorește produse unicat, produse personalizate. Putem, de exemplu, să, dacă ne pricepem la gătit, să facem prăjituri, torturi pentru evenimente. Sunt foarte multe fete care au început să facă prăjituri pur și simplu pentru că își doreau să facă copilului o prăjitură deosebită sau soțului un tort de ziua lui și și-au dat seama că de fapt se pricep foarte bine la lucrul ăsta. Că le și place, probabil le și place foarte mult. Există în ziua de azi nenumărate tutoriale care te învață cum să faci lucrul ăsta și dacă pui în practică și vezi că ți iese, de ce nu? Pentru că până la urmă poți să te gândești, cine o să cumpere tort de la mine? Că poate să se uite să-și facă singur. Nu e așa, pentru că nu toată lumea are îndemânarea, nu toată lumea are timpul. Deci prețul tortului, pe lângă ingredientele pe care le folosești, este, în prețul tortului este inclus timpul. Timpul tău pe care tu l-ai rupt și pe care persoana cealaltă nu este dispusă să o facă. Și atunci, automat, rezultatele afacerii. Totul este, din experiența clientelor noastre, totul este cumva legat de pasiunea ta.
Deci asta e cheia, să e fii concluzia. Pasionat de ceea ce faci și nu să te gândești să fac ceva să produc bani, că atunci nu o să funcționeze. Cred că sunt idei foarte, foarte bune și îți mulțumesc pentru ele. Aș vrea să revii să mai povestim despre acest subiect. Sunt convinsă că mai multe, multe idei pentru mămici. Da. Uite, dau un exemplu de succes al unei cliente care a născut și și-a dat seama că hainele bebelușilor nu sunt folosite suficient cât să fie aruncate sau date deoparte și și-a deschis un business care este de succes și care l-a vândut în afară acum cu haine second hand pentru copii. Bebeluși. Da. Foarte interesant. Da. Îți mulțumesc pentru informațiile de astăzi și te aștept cu drag să revii. Mulțumesc. Mergem, dragilor, într-o scurtă pauză de publicitate, iar mămicilor, gândiți-vă la idei de business.